Am participat astăzi, dragi telespectatori, la un eveniment cu totul și cu totul deosebit, la Bacău. Un eveniment, am putea spune, extrem de important pentru conștientizarea societății civile, în ceea ce privește un proiect de care ne va vorbi mai mult domnul Radu Nicosevici. Am înțeles că legea 52 are la bază o istorie extrem de interesantă, care a venit, să spunem, ca o noutate în ceea ce privește modul cum ar trebui să se comporte factorii de decizie, vorba de acel principiul al transparenței. Și aș vrea să puneți accent pe, pe acest lucru. Proiectul nostru, care se cheamă Cetățean Activ și Implicat, Vine în sprijinul organizațiilor societății civile, formelor organizate și nu numai a simplor cetățeni. Ideea este simplă de a utiliza cele două legi care sunt, cum s-ar zice, ale noastre, ale cetățenilor, în favoarea noastră și, în ghilimele, putem spune, în defavoarea instituțiilor publice, în sensul că. Ei au obligații consistente față de noi. Să facem precizarea legea 52 și legea 544. Legea 544 este legea accesului la informația publică prin care oricare cetățean român are dreptul să pună întrebări oricărei instituții publice, respectiv reprezentanților, conducătorilor instituțiilor publice, iar acest conducător trebuie să le răspunde cetățenilor. Legea 52 din 2003 este legea transparenței decizionale prin care orice fel de organizație a societății civile, formele organizate, persoane juridice, au dreptul să ceară Organizarea unei dezbateri publice pentru orice fel de proiect de act normativ este inițiat de la nivel de Consiliul Local până la nivel de Ministar. Putem, ca să mă scuzați că v-am mă rog. întrerupt, să facem o precizare pentru telespectatorii noștri, mai pe înțelesul lor, orice instituție care lucrează cu bani de la buget. Da, deci banul public este numitorul comun și cum știți banul public este peste tot mai puțin acolo unde trebuie, glumesc. Uh, și uh, acest proiect propune cetățenilor, și noi acum terminăm un turneu care l-am făcut prin toată țara, prin toate cele opt regiuni de dezvoltare, am fost prin, cam în trei municipii din fiecare uh, regiune de dezvoltare a României, uh, propunem cetățenilor să transmită o scrisoare tip care cuprinde șapte întrebări, instituțiilor publice din zona lor de interes. Precizez că orice cetățean român are dreptul să pună aceste întrebări oricărei instituții din România. Publice și ei trebuie să răspundă, indiferent de zona geografică. Și Oricând. Și oricând. Noi am început experimentul ăsta în luna februarie în acest an. Suceava, deci bacău, Suceava și Iași este. Sunt ultimele trei municipii în care închidem uh, procesul de informare, iar la ora asta avem deja mii de cetățeni care s-au implicat. E neașteptat, uh, neașteptat succesul acestui proiect și sute de răspunsuri din partea instituțiilor publice. Exercițiul este foarte important pentru că cetățeanul. Pe de o parte, se simte băgat în seamă, iar, pe de altă parte, instituția publică începe încet, încet să aibă exercițiu și condescendența față de cetățean, că trebuie să-i răspunde, să răspunde. cetățeanului. S-a discutat un pic despre acele tabele, acele grafice pe care dumneavoastră și pe care telespectatorii noștri le pot vedea pe site-ul dumneavoastră. Da. Să facem precizarea ce site. Pe site-ul nostru www.advocacy.ro, în, în zona cetățean activ și implicat, puteți vedea acest lucru. Despre ce este vorba? Noi, în acest proiect, urmărim două aspecte. Un aspect despre care vă vorbeam înainte, reacția de răspuns și modul în care instituțiile publice înțeleg să răspundă cetățenilor, iar, pe de altă parte, putem să evaluăm cu ocazia acestui proiect și gradul de civism a cetățenilor, cât cetățeni sunt activi și implicați, cât cetățeni pun întrebări uh, instituțiilor publice din zona lor de interes. Deci, cu ocazia asta vom avea o hartă a României, probabil vor fi și pete albe, și din punct de vedere a instituțiilor publice, dar și din punct de vedere a cetățenilor, lucru care o să se vadă și probabil că și instituțiile publice și cetățenii din zona respectivă o să se întrebe de ce la mine lucrurile se întâmplă Bine sau rau? Lipsa răspunsurilor, a reacției, a răspunsurilor, mai bine spus, cred că asta este cuvântul potrivit al autorităților locale la solicitările făcute de altfel legate direct de legea 52, arată roșu în momentul în care nu și-au făcut treaba factorii de decizie, cei care trebuie să răspundă. Cum ați văzut, dacă o să vorbim pe final, pe două planuri, cum ați găsit Oneștiu, ce culoare are Oneștiu și de fapt ce înseamnă culoarea respectivă? Oneștiu are o întrebare, deci un chestionar despre care facem vorbire, care sunt în toată țara identice, care i s-a transmis la 1 martie de un domn de la Cluj, Doru Buia, iar răspunsul este zero. Deci, din punctul ăsta de vedere, oneștiu este o pată albă pe harta noastră a proiectului. Deci, din punctul ăsta de vedere, primăria din Onești are o problemă. Are o problemă cu transparența? Are o problemă cu transparența, are o problemă cu răspunsurile pentru 544 și, din punctul ăsta de vedere, trebuie să atragem atenția celor care nu se încadrează în cele două legi, în legea 544 pe 2001 și legea 52 pe 2003, că uh, aceste reacții, aceste absențe, aceste non-răspunsuri vor fi transmise prefecturilor care au răspundere directă Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Internelor și Administrației Locale. Ca să fiu un pic mai, mai concret, o să spun că s-a încălcat legea, cu alte cuvinte. Absolut, s-a încălcat legea, este o încălcare evidentă a legii. Da, ne pare rău că oneștiu se prezintă astfel în graficile naționale, dar se pare că e o situație generalizată, politicienii în general nu s-au obișnuit încă cu acest principiu al transparenței, probabil, dar au fost și județe care, care au fost județele care au răspuns, care au uh, citit legea și au aplicat-o așa cum trebuie. Păi, pot să vă spun că majoritatea județelor au răspuns. Deci noi avem probleme cu ministerele, sunt unele ministere care spre rușinea lor n-au răspuns încă, dar am pornit inclusiv de mersurile de plângere prealabilă. La dumneavoastră judezi, în cele trei municipii, Bacău, Onești și Moinești, singurul care a răspuns a fost Moineștiul. Nici Bacău nu poate să se laude, chiar dacă este capitală de județ, că ar fi răspuns. Deci mai clar pe înțeles oamenilor, se încalcă legea în continuare și la Bacău. Absolut, absolut. Deci și la nivel național. Iată de ce este important acest proiect, dragi telespectatori, în primul rând pentru cetățenii care până acum nu aveau posibilitatea până acum, că legea sa deja este în vigoare de ceva timp, dar au Ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii este că dumneavoastră i-a ajutat să înțeleagă că au niște drepturi, că au un drept fundamental de a, de a cere socoteală, cu alte cuvinte, aleșilor local, cum distribuie banii, ce, tot, tot ceea ce privește administrarea locală. Absolut. De ce este important ca să, să faceți cunoscut acest proiect. A simți nevoia că de la sine nu, nu se putea întâmpla acest nu, lucru. Nu. Noi am făcut o cercetare în urmă cu 5 ani de zile, și am constatat niște lucruri grave apropo de aplicarea celor două legi, legi extrem de importante. Și am presupus că după 5 ani de zile. Probabil că a crescut gradul de uh, uh, înțelegere uh, a instituțiilor publice și de profesionalism, iar pe de altă parte am crescut că a crescut gradul de uh, civism a cetățenilor. Și noi nu facem altceva decât să facem un exercițiu, un exercițiu în care implicăm de data asta direct cetățeanul, nu facem noi cercetarea Academia de Advocății, ci cetățeanul în relația directă cu instituțiile publice. După 1 iunie o să fie un ciclu de conferințe de presă care o să prezinte la nivel regional care sunt rezultatele și, evident, o să se prindă și situația la nivel național, care include și modul în care ministerele înțeleg să aibă o relație cu cetățenii lor. Unul, unul din motivele pentru care mulți români plecați în străinătate îl invocă un motiv pe care îl invoc uh, pentru a spune că nu-și mai doresc să vină în țară, ceea ce este regretabil, dar sunt și cei care vin, bineînțeles, este faptul că democrația încă nu este suficient de consolidată în, în România. Considerați că prin demersul dumneavoastră putem să transmitem un mesaj românilor de pretutindeni că aici se fac eforturi și uh, chiar sunt rezultate în ceea ce privește consolidarea democrației. Mulțumesc că mi-a acordat șansa să transmit un mesaj pentru diasporă. Eu sunt convins că de, uh, românii care lucrează în străinătate și discutăm de cei care lucrează în zona uh, europeană și nu numai, în care văd cum funcționează mecanismele democratice, Văd gradul de implicare a cetățenilor din țările respective. Noi nu vom putea crea democrație cerând exclusiv instituțiilor publice să se democratizeze dacă noi, ca cetățeni, nu devenim cetățeni activi și implicați, așa cum e și denumirea proiectului. Deci este evident că este o mare șansă pentru noi atunci când se vor întoarce românii din străinătate care au experiența. Actului democratic, comportamentului democratic într-o țară civilizată, că vor transmite cunoștințele lor și reflexele lor și la noi în țară. Iată, dragi telespectatori, lucruri vești bune de aici, din România. Așadar, este bine să ne gândim de două ori dacă rămânem în străinătate, pentru că se aliniază și România atât în context european, dar și mondial la principiile corecte ale existenței și activității noastre. Pentru exclusiv România Eugen Ungureanu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Nicosevic. Cu mare plăcere. Cu mare plăcere.